cu un an înainte de alegeri, cred că deja ar fi bine să cunoaștem candidații măcar. Acum, dacă ei o să se schimbe, corect, nu e o problemă, pentru că și Traian Băsescu a venit pe ultima 100 de metri după ce un an de zile s-a defilat cu Teodor Stolojan. Vă aduceți aminte? Da, lacrimilele. Aducem aminte lacrimilele. Da. Dragă, cum era? Dragă, cum a fost? Dragă Stolo. Dragă Stolo. A început să plângă, da. Da, și Stolo își făcea griji că e așa de bolnav și nu știa nici el. Bun, sigur, rămâne să vedem ce se întâmplă. Am vrea să cunoaștem și candidați la primăria generală. Am vrea să vedem și care ar fi candidații cu care merg partidele la primăriile de sector. Adică să începem să-i cunoaștem. Pentru că altfel o să se trezească iarăși partidele pe ultima 100 de metri că nu au candidați. O să încerce să importe din diverse locuri. O să se certe între ele și la final vom vedea iar că n-am avut din ce să alegem. Și mergem cu varianta cu răul cel mai mic și așa mai departe. O să vedem. Mie frică de al rău. Dar părerea mea este că la începutul anului deja partidele trebuie să știe cam cu ce oameni merg la aceste alegeri, să-și selecteze candidații, pentru că pe urmă vor da socoteală în fața electoratului în funcție de selecțiile pe care le-au făcut. Problema partidelor politice este că nu au fost capabile timp de atâta timp, da, timp de 30 de ani, să-și selecteze reprezentanții pe care îi trimit în poziții de răspundere.